Ne-am întors în studio cu invitatul jurnalului. Alături de noi se află doamna profesor universitar dr. Carmen Dorobăț, manager la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Bună seara și bine ați revenit la noi! Îmi pare bine să vă văd! E motiv de bucurie pentru că sunteți aici. Iată că zilele trecute la Iași un eveniment așteptat de medici, de specialiști din domeniu, despre care îmi doresc foarte mult să discutăm în această ediție. Am avut, într-adevăr, o bucurie deosebită și am organizat Conferința Națională de Boli Infecțioase, care este la 14-a ediție, adică a fost la 14-a ediție, în sensul că de 14 ani ne organizăm aici la Iași. În acest an, împreună cu o echipă care s-a dovedit a fi de succes, deci împreună cu domnul director medical, Mihnea Hurmuzache și doamna profesor Miftode, am realizat o manifestare științifică la care au fost prezenți peste 200 de participanți. Poate numărul nu pare mare aritmetic, dar având în vedere faptul că la nivelul țării sunt 400 de infecționiști, vă dați seama, mai mult de jumătate au fost aici la Iași. Ne bucurăm că am putut să invităm, fără niciun efort financiar din partea lor, medicii rezidenți, ceea ce este important. Și spun eu că am discutat, am atacat principalele probleme care confruntă astăzi lumea infecțioaselor și nu mă refer la specialitatea de boli infecțioase, ci mă refer la probleme de infecțioase care ne interesează nu numai pe noi ca medici infecționiști, dar și pe medici de alte specialități. Și chiar și pe noi cei de acasă, pentru că iată trebuie să fim puși la punct cu ultimele noutăți, cu ultimele discuții pe care le-ați avut. Chiar voiam să vă întreb ce ați dezbătut pe parcursul a 3 zile de conferință. Am dezbătut trei probleme care interesează, cum spuneam, medici indiferent de specialitate. Despre era rezistenței la antibiotice. Știm cu toții câte probleme avem pentru că antibioticele sunt consumate anarhic, sunt consumate în exces și bacteriile sunt din ce în ce mai rezistente la antibiotice. Vedeți, o astfel de problemă nu interesează numai infecționistul, interesează și pediatrul și medicul de terapie intensivă și chirurgul și așa mai departe. Am vorbit despre infecția cu virusurile hepatitice B și C. Hepatita cronică cu virus C, hepatita cronică cu virus B și probleme de terapie actuală. Și nu în ultimul rând, am discutat despre problema virusului imunodeficienței umane, infecția cu HIV la nivelul țării noastre, știut fiind că Iașul este al doilea centru ca număr de pacienți după București. Dacă la nivelul țării există peste 14.000 de pacienți, un număr de circa 5.000 undeva în București, iată Iașul pe locul 2, 1.537 de pacienți. Acestea au fost principalele teme pe care ne-am bazat și la care am adus, spun eu, noutăți și clarificări prin discuții în special și prin lucrările care au fost prezentate. Și trebuie să vă mai spun că am avut bucuria să lansăm două cărți, o carte a evenimentului cu publicații de la infecționiștii din întreaga țară și o carte care privește abord interdisciplinar în infecția cu HIV, sub redacția domnului profesor Adrian Străinu Cercel și a subsemnatei, iar în paginile acestei cărți se pot găsi nume de rezonanță ale medicinii din Iași, cum este domnul profesor Covic, domnul profesor Drug, domnul și doamna conferențiar Rezuș, domnul conferențiar Ieva, domnul conferențiar Anton, n-aș vrea să uit colegi, dar ceea ce este important este că sunt toți oameni de calitate profesională deosebită și care s-au axat în ceea ce privește prezența virusului HIV pe fiecare, pe patologia de care este specialist. Aș putea spune cu fără prea multă modestie că este un abord categoric premier, în premieră la nivel național, dar aș putea spune și la nivel mondial, pentru că cunosc literatura de specialitate care a fost publicată și o astfel de strângere împreună a informațiilor despre virusul HIV nu cred că am mai văzut și este extrem de binevenită din nou pentru medici, indiferent de specialitate. Și e mare lucru, iată, că ați reușit pe de o parte să aduceți specialiștii din domeniu și chiar și medici de familie și medici rezidenți
rezidenți, dar iată, i-ați adunat și pe cei din celelalte specialități, mai ales într-o carte. E mare lucru că ați reușit așa cumva să faceți acest sincron cu toți. Este o carte deosebit de consistentă, se poate observa, este un volum de 500 de pagini și mă bucur și mulțumesc tuturor colaboratorilor noștri că într-un timp relativ scurt, pentru că este vorba de un an de zile de când am adunat materialele, știut fiind cât de ocupați sunt fiecare dintre ei și au găsit timp și au studiat, pentru că infecția cu virusul HIV la nivelul, știu eu, a creierului, a rinichiului, a cordului, are anumite particularități și pentru a le cunoaște, pentru a le dezbate în amănunt, sigur, fiecare dintre colegii mei au trebuit să citească, să înțeleagă bine ce se întâmplă cu fenomenul și am avut bucuria lansării acestei cărți, care, bineînțeles, a și epuizat imediat. Numărul de volume pe care l-am putut edita a fost insuficient. Cu siguranță veți lua cumva atitudine după această... Categorii vom avea o ediție a doua, pentru că ne-am dat seama cu această ocazie că au fost alte și alte specialități care și-ar găsi locul într-un astfel de tratat, astfel încât la ediția a doua vor fi prezenți. E bine că ați început cu dreptul. Dacă îmi dați voie, vreau să invit și pe cei de acasă. Poate au întrebări pe subiectele Sigur. Acestea și pentru dumneavoastră. 0332444453 este numărul nostru. Noi suntem aici și vă răspundem la obiect, ca să zic așa. Interesante temele abordate. Dacă ar fi să le luăm pe rând, au fost noutăți discutate pe fiecare temă? Dacă vorbim de antibiotice, am avut fericirea să avem lansate 4 antibiotice noi. Deci este vorba de o lansare la nivelul României care a avut loc în toamna anului trecut, acum la nivelul Iașului și categoric le vom avea și noi în spital. Sunt antibiotice care se adresează exclusiv infecțiilor deosebit de grave cu germeni multirezistenți, care ne și interesează pe noi în mod deosebit, întrucât toată măestria unui infecționist este tocmai de a jongla în asocieri de antibiotice care până la urmă să ducă la prognostic bun al pacientului respectiv, indiferent de localizarea infecției. Dacă vorbim despre infecția cu virus hepatitic C, iată o informație în premieră pentru telespectatorii dumneavoastră. Din luna septembrie vor veni și alte tratamente interferon-free pentru bolnavii cu hepatită cronică C, în sensul că vor fi prezente pe piața noastră și alte medicamente, pentru că până acum a fost un singur tip de tratament fără interferon. Foarte bine, au fost tratați peste 10.000 de pacienți, dar pentru ceilalți care există și acum se lucrează și la noul protocol la nivelul Ministerului Sănătății și vom avea și alte medicamente la dispoziție. Deci iată o veste bună ca pentru cei care se știu avea infecție cu virusul hepatitic C. Pentru infecția cu virus hepatitic B, sunt foarte frecvent întrebată ce se aude nou pentru virusul hepatitic B, pentru că vedeți, dacă pentru virusul C am avut o terapie de vindecare, ce facem pentru virusul B? Pentru virusul B sunt multe terapii în studii clinice, deci ne apropiem, ca să spun așa. Până atunci, însă, terapiile pe care le avem la îndemână sunt de natură să stăpânească această infecție. Și, în fine, infecția cu virusul HIV, nu deloc în ultimul rând, este o problemă de patologie care incită multe discuții, care ne pune la masa rotundă, așa după cum ați văzut în carte, inclusiv cu psihologul, pentru că este vorba de o infecție cronică care este tratată toată viața, care necesită un suport din partea noastră și aici ne ajută psihologul, pentru că, în prezent, dacă această infecție este corect tratată și pacienții ne ascultă, durata de viață a unui pacient HIV este foarte apropiată de durata de viață a celui neinfectat. Să știți că avem și telespectatori care vor să intre în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara! Bună, doamna Flori! Bună seara, vă ascultăm! Bună invitație dumneavoastră! Bună Asta. Seara! Mă bucur pentru prezența doamnei profesor și pentru emisiunea respectivă. A pronunțat două cuvinte care mă interesează și ne interesează. Hepatita C. Așa. Și chiar și hepatita B. Hepatita A e din cauza noastră aia. Dar B și C din cauza celor care
sunt ahtiați după bani cât mai mulți, mimează că se religiază. Cunosc un caz special, ce să mă, e la sigur, 15 minute se realizează de la încălzucerea șteciului în priza pupinelului și până la deschiderea pupinelului, 15 minute. Da, astfel de medic trebuie împrins, deci soluția, control inopinant la cabinetele stomatologice, pentru că sterilizarea costă foarte mult, dacă sterilizează cât trebuie, pleacă pacienții în altă parte și așa mai departe. Deci are două interese, nu pleacă pacienții să nu cheltuiască cu sterilizarea, să rămână sănătate. Mulțumim tare mult pentru intervenție. Doamna, nu știu ce specialitate are, dar a spus un mare adevăr. Într-adevăr, trebuie să fim foarte atenți. Infecțiile cu virusurile hepatitice se transmit predominant pe cale sanguină. Mare atenție, pentru că, de regulă, în ceea ce privește transfuziile de sânge, acum se face controlul. Dar în ceea ce privește unele manevre și inclusiv manevrele stomatologice, trebuie mare atenție, trebuie să intrăm în cabinete în care suntem convinși că există controle din partea Direcției de Sănătate Publică, adică nu la cele de la periferie care poate sunt cumva ascunse, care nu sunt la îndemâna controalelor, nu, dimpotrivă. Trebuie să alegem cabinete pentru manevrele stomatologice, dar și pentru manevrele de piercing și tatuaj, de exemplu, care sunt la modă, dar care reprezintă un risc. Mare atenție, trebuie să mergem în locuri care sunt controlate din punct de vedere epidemiologic și să fim siguri din punct de vedere al condițiilor de igienă. Da, sunt lucruri foarte reale și sperăm și noi ca instituțiile abilitate să-și facă treaba și să facă aceste controle, pentru că, iată, e viața a mii de oameni poate pusă în pericol. Revenind puțin la temele de discuție, pentru că am tot abordat conferința la care ați participat și pe care ați organizat-o, de altfel. Spuneați de hepatita C că sunt vești. Vor fi tot la fel fonduri pentru pacienți sau vor trebui să achite diferențe pentru tratamentele respective? Nu, categoric este vorba despre medicație care este finanțată prin program de la nivelul Ministerului Sănătății. Se schimbă întrucâtva protocoalele, vom vedea în ce măsură protocoalele însemnând acea sumă de parametri care vor indica necesitatea tratamentului respectiv. Probabil că undeva în cursul lunii septembrie vom fi în măsură să avem cunoștințe de ele și până atunci, sigur, vom aduce la cunoștința telespectatorilor momentul în care vom avea aceste protocoale și, bineînțeles, vom avea, cum spuneam de această dată, și posibilitatea alegerii diverselor opțiuni terapeutice, ceea ce este un câștig. Cu siguranță este. Sperăm și formele de, nu știu, de acele etape prin care își depuneau dosarele să fie la fel și să... Acelea sunt mult mai scurte, ca să spun așa, pentru că în momentul în care de un an, peste un an, n-am mai trimis dosarele la București, sigur, a fost o responsabilitate deosebit de mare din partea medicului curant, pentru că întreaga greutate, inclusiv greutatea financiară, pentru că este un tratament scump și responsabilitatea de a da aviz favorabil pentru un tratament revine medicului curant, dar pe de cealaltă parte pacientul se bucură pentru că timpul, din momentul în care are dosarul făcut până în momentul în care vine rețeta, este în aceeași zi și atunci nu se compară, nu mai așteaptă un alt aviz de la București. Cei prezenți, de la cine au putut afla informațiile discutate pe parcursul conferințelor? Ce speakeri ați avut? Au fost doar din Iași? Au fost din întreaga țară. Au fost colegii noștri de la Institutul Național de Boli Infecțioase, profesor dr. Matei Baș, de la Spitalul Victor Babeș din București. De asemenea, colegii noștri, șefii de clinică de la Timișoara, de la Galați, de la Târgu Mureș, de la Craiova, astfel încât pot spune că adevărate forurile în cauză au venit, au predat cursuri. În prima zi a fost destinată cursurilor pre-congres, urmând ca în următoarele zile să avem lucrări pe marginea cărora s-au purtat discuții. Discuții pro, discuții contra, așa cum se întâmplă între medici, dar până la urmă din astfel de discuții izvorăște adevărul medical. Cu siguranță așa este. Ce curiozități au avut cei prezenți? Poate v-a impresionat vreo întrebare de
de-a lor. A fost foarte mult discutată problema infecțiilor asociate îngrijirilor medicale, deci a infecțiilor care se iau din spațiul de spital, și în aceeași măsură a fost mult discutată problema cu infecției cu Clostridium difficile. Deci o boală diareică care de asemenea urmează unei cure prelungite de antibiotice. Așa sunt lucrurile, sigur că ne-am pus întrebări, la unele am găsit răspunsuri, la unele încă mai avem de citit, încă mai avem de lucrat, pentru că este destul de greu să punem o frontieră între bacteriile multirezistente care se găsesc în spital și bacteriile care se găsesc în afara spitalului. Prin mobilizarea pacienților și a noastră, a personalului, în și dinspre spital, se creează un amestec de bacterii multirezistente, inclusiv în spațiul din afara spitalului, și în felul acesta aceste bacterii sunt prezente la persoane la care nu te-ai aștepta. De aici te întreb de unde un pacient poate să facă o infecție cu un astfel de germene multirezistent, deci o astfel de bacterie care pune reale probleme de terapie, dacă el nu a stat niciodată în spital. Dar iată, poate are sau a mers la cineva care lucrează în mediul de spital. Deci lucrurile nu sunt deloc simple din punct de vedere epidemiologic, din punct de vedere al hărții de amplasare a acestor bacterii, lucrurile sunt complicate și de aceea noi trebuie să gândim foarte bine și să stăpânim bine antibioterapia. Ca urmare, s-au și luat măsuri în acest sens de la nivelul Ministerului Sănătății prin acel decret. Din urmă cu 2 ani s-a și hotărât ca în fiecare spital să fie câte un medic infecționist, tocmai pentru a putea orienta antibioterapia și a feri de apariția multirezistenței la antibiotice și a infecțiilor cu Clostridium difficile, care se știe câteodată pot fi fatale. Dar astfel de cazuri la Iași nu cred că au mai fost, cel puțin în ultima perioadă, noi nu am mai auzit să mai... Nu au mai fost în ultima perioadă, dar există riscul, pentru că dacă apare pe un organism imunodeprimat, cu vârstă înaintată, pe fond de diabet, pe un teren neoplazic, atunci putem avea acest risc, în special infecția repetată cu Clostridium difficile, pentru că se știe că această infecție are acest risc al recidivelor, deci infecția repetată pe un astfel de organism poate într-adevăr să ducă la un prognostic nu din cel mai bun. Și referitor la infecțiile pe care le poți lua din spital, ce soluții ați găsit, ce soluții ați dezbătut? Prima și cea mai importantă, spălatul pe mâini cu apă și săpun. Trebuie să vă spun că în cadrul congresului am ținut un curs la asistente și nu numai din Spitalul de Boli Infecțioase, au fost asistente din toate spitalele din Iași, și am vorbit despre această infecție asociată îngrijirilor medicale, pentru că echipa complexă, formată din medic și asistentă, dar nu numai, și infirmiere și brancardier, sunt responsabile în mare măsură de a putea preveni o astfel de infecție care poate să apară în spațiul de spital. Și atunci am discutat cu colegele asistente, în primul rând, despre spălatul pe mâini cu apă și săpun. Este esențial, este un fapt care este adus în prim plan de Centrul European de Control a Bolilor Infecțioase, de Organizația Mondială a Sănătății, și în afară de spălatul pe mâini cu apă și săpun, condițiile de prevenție, de dezinfecție, de dezinsecție, de care răspunde medicul epidemiolog. Cunoscut fiind faptul că în fiecare spital este obligatoriu în momentul acesta să existe un medic epidemiolog, de care categoric trebuie să ținem seama. Da, ne-am bucurat să nu mai fie astfel de probleme și de cazuri. Cu ce pacienți vă mai confruntați în ultima perioadă? Asta e și sezonul cald și poate căpușele cred că au fost vedete. Există încă rujeolă. Rujeolă încă există rujeolă. Din fericire, în ultima vreme nu am avut cazuri grave, dar din nou nu pot decât să sfătui părinții și bunicii să vaccineze copiii antirujeolic pentru a-i feri de boala complicată. Rujeola este o boală gravă dacă se complică. Și ne-am confruntat, așa cum bine ați spus și în media, cu zgomotul acela de toxinfecții alimentare, care a fost o realitate. Un număr foarte mare
de pacienți, peste 100, îmi pun întrebarea cât au mâncat din locația respectivă, cât de mult face plăcere a mânca aceste fast food-uri din locuri care, iată, nu sunt suficient de controlate din punct de vedere epidemiologic, pentru că au fost, din fericire, cazuri nu grave, dar un număr mare de cazuri și erau adolescenți care aveau în perioada respectivă banchete, petreceri și, iată, nu au putut fi prezenți. Plus copiii de la școală de la Dulhești. Au fost copiii de la școala respectivă care au mâncat toți de la toți, cum spun eu, în sensul că la petrecerea de sfârșit de an au consumat din alimentele aduse de acasă de către familie și atunci este destul de greu să poți incrimina un anumit aliment. Sfaturi în acest domeniu, ca să spun așa, ce am putea face? Probabil am speriat destul telespectatorii, da. Să venim cu partea bună a lucrurilor, partea pentru că pozitivă. Vine vacanța și sezonul estival și atunci trebuie să fim atenți, într-adevăr, la astfel de neplăceri. Cum putem să le prevenim? Spălatul pe mâini cu apă și săpun, să ne uităm pe alimentul respectiv să fie în termenul de garanție, mare atenție în special la produsele de lapte și derivate, de asemenea carne și diverse preparate de carne, să folosim, cum spun eu, și simțurile noastre proprii, atenție la cum miroase, cum arată, cum, ce gust are, a sfătui părinții pe această cale că atunci când merg, fără îndoială, în excursii, și este binevenit să meargă în excursii, la copiii mici, momentul în care le dă dintr-o bucată care poate crea probleme, să guste întâi și apoi să le dea copiilor respectiv să mănânce, oricât ar fi micuții de grăbiți. Mare atenție și la căpușe, sigur, ne aflăm într-o perioadă în care căpușele sunt active, nu toate căpușele transmit agentul infecțios pentru boala Lyme, dar în această perioadă căpușele sunt active și atunci mare atenție, ideal ar fi să protejăm zonele care sunt cu risc, cum ar fi de exemplu picioarele, cum ar fi de exemplu mâinile, brațele, dar dacă cumva observăm ceva care poate nu vedem căpușa, dar seamănă, să ne prezentăm la medicul infecționist, eventual la UPU dacă este de extras un anumit corp, iar apoi la medicul infecționist pentru a hotărâ dacă este vorba de antibioterapie, ce fel de antibiotic s-ar recomanda pentru o astfel de înțepătură care poate fi, poate să nu fie căpușe. Ați avut astfel de cazuri? Am avut cazuri de căpușe, am avut și cazuri confirmate cu boală Lyme venite din teritoriu, nu mai departe decât în cursul zilei de astăzi, o boală confirmată dintr-un județ din Navara, chiar la zonei Moldovei, din Ardeal, care va veni mâine să începem tratamentul. Bine că avem tratament și că avem opțiuni pentru astfel de probleme. Mă gândeam acum că dacă tot în cadrul conferinței ați dezbătut un subiect foarte important pentru comunitate, cel legat de HIV-SIDA, dacă ați mai... nu știu, descoperit cazuri noi, ați mai avut înregistrați pacienți? Am subliniat și în alte intervenții media că Iașul se află din acest punct de vedere într-o zonă deosebită, în sensul că numărul de pacienți nou descoperiți într-un an nu este crescător, dar nici descrescător. Cumva se menține constant spre plus. În sensul că în ultimii 5 ani am avut cam 100 de pacienți nou diagnosticați pe an, cu plus sau minus 20. 100 de pacienți medie nou diagnosticați pe an este mult față de alte zone. Sunt colegi de-ai noștri din zona Ardealului, din centrele HIV, care au 20, maxim 50 de pacienți nou diagnosticați pe an. Deci avem un trend care nu trebuie să ne lase descoperiți, să spun așa. Atenție! Atenție, pentru că tot vine sezonul estival și ați ridicat o minge la fileu. Atenție la relațiile sexuale întâmplătoare, pentru că virusul HIV se transmite pe cale sexuală, deci sex protejat, și de asemenea atenție la consumatorii de droguri. Această cale de transmitere a virusului de la injecțiile care se administrează cu droguri pe cale intravenoasă este o altă cale de transmitere care deocamdată
deocamdată în zona Moldovei este puțin resimțită, este în procent mare în zona București-Constanța. Dacă este acolo, trebuie și noi să fim atenți, pentru că ne putem aștepta și la astfel de cale de transmitere. Cu siguranță, mai ales că mulți dintre noi optăm să mergem la mare în concediu. Este, acum depinde de fiecare ce face. Este natural să vrem să mergem la mare. Da, așa este. Depinde de fiecare ce facem. Eu vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați fost prezentă, că iată, am discutat aceste subiecte interesante și vă mai așteptăm aici. Cu drag. Domnilor și domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Florina Stungaciu și vă doresc vizionare plăcută în continuare.